Capitolul 17. Prilejurile de păcătuire. Iisus a zis ucenicilor săi: este cu neputință să nu vină prilejuri de păcătuire, dar vai de acela prin care vin. Ar fi mai de folos pentru el să îi se lege o piatră de moară de gât și să fie aruncat în mare, decât să facă pe unul din acești micuți să păcătuiască. Luați seama la voi înșivă. Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l, și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice: îmi pare rău, să-l ierți. Apostolii au zis Domnului: mărește-ne credința. Și Domnul a zis: dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați zice dudului acestuia: dezrădăcinează-te și sădește-te în mare, și va asculta. Robi netrebnici, cine dintre voi, dacă are un rob care ară sau paște oile, îi va zice când vine de la câmp: vino îndată și șezi la masă? Nu-i va zice mai degrabă: gătește-mi să mănânc, încinge-te și slujește-mi până voi mânca și voi bea eu, după aceea vei mânca și vei bea și tu? Va rămâne el îndatorat față de robul acela, pentru că robul a făcut ce-i fusese poruncit? Nu cred. Tot așa și voi, după ce veți face tot ce vi s-a poruncit, să ziceți: suntem niște robi netrebnici, am făcut ce eram datori să facem. Cei 10 leproși. Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut printre Samaria și Galileea. Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat 10 leproși. Ei au stat departe și au ridicat glasul și au zis: Iisuse, învățătorule, ai milă de noi. Când i-a văzut Iisus, le-a zis: duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau, au fost curățiți. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors, slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. S-a aruncat cu fața la pământ la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Era samaritean. Iisus a luat cuvântul și a zis: oare n-au fost curățiți toți cei 10? Dar ceilalți 9, unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Apoi i-a zis: scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit. Venirea împărăției lui Dumnezeu. Fariseii au întrebat pe Iisus când va veni împărăția lui Dumnezeu. Drept răspuns, el le-a zis: împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească privirile. Nu se va zice: uite-o aici, sau uite-o acolo, căci iată că împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul vostru. Venirea Fiului Omului. Și a zis ucenicilor: vor veni zile când veți dori să vedeți una din zilele Fiului Omului și nu o veți vedea. Vi se va zice: iată-l aici, iată-l acolo, să nu vă duceți, nici să nu-i urmați, căci cum iese fulgerul și luminează de la o margine a cerului până la cealaltă, așa va fi și Fiul Omului în ziua sa. Dar mai întâi trebuie să sufere multe și să fie lepădat de neamul acesta. Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe se va întâmpla la fel și în zilele Fiului Omului. Mâncau, beau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie și a venit potopul și i-a prăpădit pe toți. Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot se va întâmpla a Idoma. Oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau, dar
în ziua când a ieșit Lot din Sodoma, a plouat foc și pucioasă din cer și i-a pierdut pe toți. Tot așa va fi și în ziua când se va arăta Fiul omului. În ziua aceea, cine va fi pe acoperișul casei și își va avea vasele în casă, să nu se pogoare să le ia, și cine va fi pe câmp, de asemenea, să nu se mai întoarcă. Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Oricine va căuta să-și scape viața, o va pierde, și oricine o va pierde, o va găsi. Vă spun că, în noaptea aceea, doi inși vor fi în același pat. Unul va fi luat și altul va fi lăsat. Două femei vor măcina împreună, una va fi luată și alta va fi lăsată. Doi bărbați vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Ucenicii l-au întrebat: unde, Doamne? Iar el a răspuns: unde va fi trupul, acolo se vor strânge vulturii. Capitolul 18. Pilda judecătorului nedrept. Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. El le-a zis: într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. În cetatea aceea era și o văduvă care venea des la el și îi zicea: fă-mi dreptate în cearta cu părâșul meu. Multă vreme n-a voit să-i facă dreptate, dar în urmă și-a zis: măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez, totuși, pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate, ca să nu tot vină să-mi bată capul. Domnul a adăugat: auziți ce zice judecătorul nedrept? Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui, care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei? Vă spun că le va face dreptate în curând, dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Pilda vameșului și a fariseului. A mai spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși, că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți. Doi oameni s-au suit la templu să se roage. Unul era fariseu și altul vameș. Fariseul sta în picioare și a început să se roage în sine astfel: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedrepți, prea curvari sau chiar ca vameșul acesta. Eu postez de două ori pe săptămână, dau zecială din toate veniturile mele. Vameșul stătea departe și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci se bătea în piept și zicea: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a pogorât acasă socotit neprihănit decât celălalt, căci oricine se înalță va fi zmerit și oricine se zmerește va fi înălțat. Copilașii i-au adus și niște copilași ca să se atingă de ei, dar ucenicii, când au văzut lucrul acesta, au certat pe aceia care îi aduceau. Iisus a chemat la sine pe copilași și a zis: lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a unora ca ei. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Tânărul bogat. Un fruntaș a întrebat pe Iisus: bunule învățător, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Pentru ce mă numești bun? I-a răspuns Iisus: nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Știi poruncile: să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi,
să nu faci o mărturisire mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Toate aceste lucruri, i-a zis el, le-am păzit din tinerețea mea. Când a auzit Iisus aceste vorbe, i-a zis, îți mai lipsește un lucru, vinde tot ce ai, împarte la săraci și vei avea o comoară în ceruri. Apoi, vino și urmează-mă. Când a auzit el aceste cuvinte, s-a întristat de tot, căci era foarte bogat. Iisus a văzut că s-a întristat de tot și a zis, cât de anevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții, fiindcă mai lesne este să treacă o cămilă prin urechea acului, decât să intre un om bogat în împărăția lui Dumnezeu. Cei ce l-ascultau au zis, atunci cine poate fi mântuit? Iisus a răspuns, ce este cu neputință la oameni, este cu putință la Dumnezeu. Atunci Petru a zis, iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Și Iisus le-a zis, adevărat vă spun că nu este nimeni care să-și fi lăsat casa sau nevasta, sau frații, sau părinții, sau copiii, pentru împărăția lui Dumnezeu și să nu primească mult mai mult în veacul acesta de acum, iar în veacul viitor, viața veșnică. Iisus vestește moartea și învierea sa. Iisus a luat cu sine pe cei 12 și le-a zis, iată că ne suim la Ierusalim și tot ce a fost scris prin proroci despre Fiul omului se va împlini, căci va fi dat în mâna neamurilor, îl vor bajocori, îl vor ocărâ, îl vor scuipa și, după ce îl vor bate cu nuiele, îl vor omorâ, dar a treia zi va învia. Ei n-au înțeles nimic din aceste lucruri, căci vorbirea aceasta era ascunsă pentru ei și nu pricepeau ce le spunea Iisus. Vindecarea unui orb la Ierihon. Pe când se apropia Iisus de Ierihon, un orb ședea lângă drum și ceșea. Când a auzit norodul trecând, a întrebat ce este. I-au spus, trece Iisus din Nazaret. Și el a strigat, Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine. Cei ce mergeau înainte îl certau să tacă, dar el țipa și mai tare, Fiul lui David, ai milă de mine. Iisus a oprit și a poruncit să-l aducă la el și, după ce s-a apropiat, l-a întrebat, ce vrei să-ți fac? Doamne, a răspuns el, să-mi capăt vederea. Și Iisus i-a zis, capătă-ți vederea, credința ta te-a mântuit. Numai decât orbul și-a căpătat vederea și a mers după Iisus. Slăvim pe Dumnezeu! Tot norodul, când a văzut cele întâmplate, a dat laudă lui Dumnezeu. Capitolul 19. Zacheu. Iisus a intrat în Ierihon și trecea prin cetate. Și un om bogat, numit Zacheu, mai marele vameșilor, căuta să vadă care este Iisus, dar nu putea din pricina norodului, căci era mic de statură. A alergat înainte și s-a suit într-un dud ca să-l vadă, pentru că pe drumul acela avea să treacă. Iisus, când a ajuns la locul acela, și-a ridicat ochii și i-a zis, Zacheie, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Zacheu s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. Când au văzut lucrul acesta, toți cârteau și ziceau, a intrat să găzduiască la un om păcătos, dar Zacheu a stat înaintea Domnului și i-a zis, iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor și, dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Iisus i-a zis, astăzi
a intra mântuirea în casa aceasta, căci și el este fiul lui Avraam, pentru că fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Pilda polilor. Pe când ascultau ei aceste lucruri, Iisus a mai spus o pildă, pentru că era aproape de Ierusalim și ei credeau că împărăția lui Dumnezeu are să se arate îndată. Deci, a zis, un om de neam mare s-a dus într-o țară depărtată ca să-și ia o împărăție și apoi să se întoarcă. A chemat 10 din robii săi, le-a dat 10 poli și le-a zis, puneți-i în negoț până mă voi întoarce. Dar cetățenii lui îl urau și au trimis după el o solie să-i spună, nu vrem ca omul acesta să împărățească peste noi. Când s-a întors înapoi, după ce își luase împărăția, a spus să cheme pe robii aceia cărora le dăduse banii, ca să vadă cât câștigase fiecare cu ei din negoț. Cel dintâi a venit și i-a zis, Doamne, polul tău a mai adus 10 poli. El i-a zis, bine, rob bun, fiindcă ai fost credincios în puține lucruri, primește cârmuirea a 10 cetăți. A venit al doilea și i-a zis, Doamne, polul tău a mai adus 5 poli. El i-a zis și lui, primește și tu cârmuirea a 5 cetăți. A venit un altul și i-a zis, Doamne, iată-ți polul pe care l-am păstrat învelit într-un ștergar, căci m-am temut de tine, fiindcă ești un om aspru, iei ce n-ai pus și seceri ce n-ai semănat. Stăpânul i-a zis, rob rău, te voi judeca după cuvintele tale, știai că sunt un om aspru, care iau ce n-am pus și secer ce n-am semănat. Atunci, de ce nu mi-ai pus banii la zarafi? Pentru ca, la întoarcerea mea, să-i fi luat înapoi cu dobândă. Apoi a zis celor ce erau de față, luați-i polul și dați-l celui ce are 10 poli. Doamne, i-au zis ei, el are 10 poli. Iar el le-a zis, vă spun că celui ce are, îi se va da, dar de la cel ce n-are, se va lua chiar și ce are. Cât despre vrăjmașii mei, care n-au vrut să împărățesc eu peste ei, aduceți-i încoace și tăiați-i înaintea mea. După ce a vorbit astfel, Iisus a pornit în frunte și se suia spre Ierusalim. Intrarea lui Iisus în Ierusalim. Când s-a apropiat de Betfage și de Betania, înspre muntele numit al măslinilor, Iisus a trimis pe 2 din ucenicii săi și le-a zis, duceți-vă în satul dinaintea voastră. Când veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat pe care n-a încălecat nimeni niciodată. Dezlegați-l și aduceți-mi-l. Dacă vă va întreba cineva, pentru ce-l dezlegați? Să-i spuneți așa, pentru că Domnul are trebuință de el. Cei ce fuseseră trimiși s-au dus și au găsit așa cum le spusese Iisus. Pe când dezlegau măgărușul, stăpânii lui le-au zis, pentru ce dezlegați măgărușul? Ei au răspuns, Domnul are trebuință de el. Și au adus măgărușul la Iisus, apoi și-au aruncat hainele pe el și au așezat pe Iisus călare deasupra. Pe când mergea Iisus, oamenii își așterneau hainele pe drum. Și când s-a apropiat de Ierusalim, spre pogorâșul muntelui măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ei ziceau, binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Unii farisei din norod au zis lui Iisus, învățătorule, ceartă-ți ucenicii? Și el a răspuns, vă spun că
dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Iisus plânge pentru cetate. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis, dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile, te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău, și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Izgonirea vânzătorilor din templu. În urmă, a intrat în templu și a început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în el. Și le-a zis, este scris, casa mea va fi o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Iisus învăța în toate zilele pe norod, în templu, și preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii norodului, căutau să-l omoare, dar nu știau cum să facă, pentru că tot norodul îi sorbea vorbele de pe buze. Capitolul 20. Puterea lui Iisus. Într-una din acele zile, când învăța Iisus norodul în templu și propovăduia Evanghelia, au venit deodată la el preoții cei mai de seamă și cărturarii cu bătrânii și i-au zis, spune-ne, cu ce putere faci tu aceste lucruri sau cine ți-a dat puterea aceasta? Drept răspuns, el le-a zis, am să vă pun și eu o întrebare. Spuneți-mi, botezul lui Ioan venea din cer sau de la oameni? Dar ei cugetau astfel între ei. Dacă răspundem din cer, va zice, atunci de ce nu l-ați crezut? Și dacă răspundem de la oameni, tot norodul ne va ucide cu pietre, căci este încredințat că Ioan era un proroc. Atunci au răspuns că nu știu de unde venea botezul lui Ioan. Și Iisus le-a zis, nici eu n-am să vă spun cu ce putere fac aceste lucruri. Pilda vierilor. Apoi a început să spună norodului pilda aceasta. Un om a sădit o vie, a arendat-o unor vieri și a plecat într-o altă țară pentru o vreme îndelungată. La vremea rodurilor a trimis la vieri un rob ca să-i dea partea lui din rodul viei. Vierii l-au bătut și l-au trimis înapoi cu mâinile goale. A mai trimis un alt rob, ei l-au bătut și pe acela, l-au batjocorit și l-au trimis înapoi cu mâinile goale. A mai trimis un al treilea rob, ei l-au rănit și pe acela și l-au scos afară. Stăpânul viei a zis, ce să fac? Am să trimit pe fiul meu prea iubit. Poate că îl vor primi cu cinste. Dar vierii, când l-au văzut, s-au sfătuit între ei și au zis, iată moștenitorul, veniți să-l ucidem, ca moștenirea să fie a noastră. Și l-au scos afară din vie și l-au omorât.